prayer. Haideți să începem cu rugăciune. Welcome back, brothers and sisters. Bine ați revenit, frați și surori. Today we're gonna study the book of Esther. Astăzi o să studiem cartea lui Ester. It will be two presentations today and three tomorrow. O să fie două prezentări astăzi și trei mâine. And we start in our book on page 184. Și începem în carte, în notițele noastre, la pagina 184. And before we are going directly into the book of Esther. Și înainte ca să intrăm în cartea Esterei. I want to remind us of some basic principles. Vreau să vă aduc, să ne aducem aminte de vreo câteva principii de bază. So that we have the right foundation to approach the book of Esther. Pentru ca să putem să avem fundamentul, temelia corectă pentru care o să ne permită să ne apropiem în mod corect de cartea Ester. So we're going to read the first quote. It's from Third Selected Messages 3:39. Deci o să citim primul citat, Solia Lese, cartea 3, pagina 339. Biblia acumulat și legat împreună comorile sale pentru această ultimă generație. Toate marile evenimente și tranzacții solemne din Vechiul Testament s-au repetat și se repetă în biserică în aceste zile din urmă. So it says here again, like in many other places. Și spune aici din nou, la fel ca și în multe alte locuri, that history is repeating itself. Că istoria se repetă. And she says that all the histories of the Old Testament are repeating in our last time. Și zice că toată istoria Vechiului Testament se repetă în timpul nostru. So when we look at the book of Esther, we understand that somehow this history has to repeat in our time. Și deci atunci când ne uităm în cartea Estera, această istorie trebuie într-un fel să se repete și în timpul nostru. But as we learned this week, we have to use the correct way of Bible study to understand how this history is going to repeat. Dar cum am învățat această săptămână, noi trebuie să utilizăm metoda corectă de studiu biblic pentru ca să putem să înțelegem cum această istorie o să se repete. Because if we don't have that, it will all be just confusion. Fiindcă dacă noi nu avem aceasta, o să fie doar confuzie. And we will see this as we go on. Și o să vedem asta în timp ce o să continuăm mai departe. So the first thing I want to emphasize. Și deci primul lucru pe care aș dori să pun accentul is that the lion of the tribe of Judah, Christ, este că leul tribului lui Iuda, adică Hristos, has already put together the context here at the end of time in which to put the book of Esther. A pus deja contextul aici la sfârșitul timpurilor în care noi putem să punem cartea Esterei. First thing I just want to quick present here is the structure of the seven thunders. Și deci primul lucru pe care ar vrea să prezentăm aici în mod rapid este structura celor șapte tunete. Tunete? Tunete. T-U-N-E-T-A. Yeah. So we learned already that from 1798 to 1844 the events of the seven thunders took place.
Deci noi am învățat deja că între 1798 și 1844 evenimentele celor șapte tunete au avut loc. And you have the quote right right here in your notes where it says that the thunders relate to future events. Și deci noi avem aici citatul în notițele noastre că tunetele arată spre evenimente viitoare. But there are also a delineation of events which will transpire under the first and second angels' messages. Dar la fel o descriere a evenimentelor ce s-a desfășurat sub prima și a doua solie îngerească. So we understand that the seven thunders repeat from 9/11 to the Sunday law. Deci noi înțelegem că cele șapte tunete se repetă de la 11 septembrie până la până la legea duminicală. 1989. Deci de la 1989 până la legea duminicală. And we also heard about the principle of the Alpha and the Omega. Dar la fel am auzit despre principiul Alpha și Omega. That God demonstrates the end from the beginning. Că Dumnezeu demonstrează sfârșitul cu începutul. One example is the beginning and the end of modern Israel. Un exemplu este începutul și sfârșitul Israelului modern. God demonstrates the end of Adventism with its beginning. Dumnezeu demonstrează sfârșitul Israelului, adventismului cu începutul lui. But this beginning is also an ending of another beginning. Dar acest început este la fel un sfârșit al a un alt început. For example, did we learn that this is the ending of the 25-20 year prophecy? Deci la fel noi am învățat că aceasta este sfârșitul a celor a profeției 2520. Which began in 677 BC. Care a început în 677 înainte de Hristos. And we learned that the seven last kings of Judah. Și am învățat că cei ultimii șapte ani al lui Iuda, șapte regi al lui Iuda, are a representation of the events that take place under the seven thunders. Sunt o reprezentare a evenimentelor care au loc în cele șapte tunete. What other prophecy ends in 1844? Ce altă profeție se termină în 1844? 2300. Este adevărat, este profeția celor 2300 de zile. And that starts in 457 BC. Și ea începe în 457 înainte de Hristos. And we understand that here the third decree of Artaxerxes was given. Și noi înțelegem că aici al treilea decret al lui Artaxerxes a fost dat. Which leads to the third angel's message in 1844. Care ne conduce la mesajul celui de-al treilea înger în anul 1844. But before the third decree of Artaxerxes, we had two other decrees. Dar înainte de al treilea decret al lui Artaxerxes, avem alte două decrete. So we also had two other angels before the third. Deci la fel avem doi îngeri înainte de al treilea. And of course, like here was a fourth decree of Nehemiah. Și la fel precum aici a fost un al patrulea decret al lui Nehemia. We here have the fourth angel coming down, the angel of Revelation 18. Noi aici avem un al patrulea înger care sosește, îngerul din Apocalipsa 18. So we can see that also this history is prefiguring this history. Deci noi putem să vedem că această istorie prefigurează această istorie.
and is therefore also prefiguring this history. Și deci la fel această istorie prefigurează și această istorie. And what we came to understand is that these three decrees were represented by three kings. Deci la fel, ceea ce am ajuns, înțelegerea la care am ajuns este că aceste trei decrete sunt reprezentate prin trei regi. The King Cyrus, Darius and Artaxerxes. Regii Cyrus, Darius și Artaxerxes. Împărați, trei împărați. And what we found out is that also in this history there were actually seven kings. Și la fel ceea ce am mai găsit este că de fapt în această istorie sunt șapte regi. Two more between the first and the second decree and two more between the second and the third decree. Încă doi între primul și al doilea decret și încă doi între al doilea și al treilea decret. This king here, the fifth king. Și aici acest rege, al cincilea rege, is a king called Xerxes the Great. Este un rege care se numește regele, marele rege? Cum? Xerxes cel Mare. Mulțumesc. Xerxes cel Mare. Which is also the king Ahasuerus. Deci la fel care este la fel regele Ahasuerus. Ahasveros, mulțumesc. Ahasveros. Yeah, something like this. Okay. And this is the king of the story of Esther. Și acesta este regele istoriei Esterei. Esterii? Estera. I-R-A-A. Estera. Yeah. So what we're going to find out is that in the book of Esther, it's talking about many decrees. Deci ceea ce o să aflăm este că în cartea Estera se vorbește despre multe decrete. Like in the history of Medo-Persia, we find these three decrees. La fel ca și în istoria Medo-Persiei, la fel ca și în istoria Medo-Persiei găsim aceste trei decrete. And these decrees typify the three angels' messages. Și aceste trei decrete prefigurează mesajul celor trei îngeri. So it is the work, the three angels' messages represents the work of Christ, it's the everlasting gospel. Și deci mesajul celor trei îngeri prefigurează lucrarea lui Hristos. So when we extract the history of Esther right of this history, deci atunci când extragem istoria lui Estera din această istorie, we will find the work of Christ in these decrees in the book of Esther. O să găsim lucrarea lui Hristos în aceste decrete în cartea Estera. So this is one of the contexts I want to show you that we place here at the end of the world. Acesta este unul din contexte pe care vreau să vi-l arăt, pe care putem să-l plasăm la sfârșitul lumii. We also understand that the parable of the 10 virgins that had its fulfillment in this history. Noi la fel înțelegem că parabola celor 10 fecioare care s-a împlinit în această istorie, it's going to be repeated in our history. O să se repete în istoria noastră. So we have the parable of the 10 virgins. Deci fecioare. Yeah, right, please. Cunii fecioare. And the three angels. Îngeri. Yeah. Și cei trei îngeri. And
in your notes you will find the quotes, we are not going to read them. Și în notițele voastre o să găsiți citatele, nu o să le citim. That the parable of the 10 virgins repeats and that the 3 angels message is repeated at the end of the world. Că parabola celor 10 fecioare se repetă și că solia celor 3 îngeri se repetă la sfârșitul lumii. And the last thing I want to remind you of is that the context we're going to place this in is the structure of Ezra 7:9. Și ultimul lucru la care, de care aș vrea să-l aduc este că contextul în care plasăm toată aceasta este Ezra capitolul 7 versetul 9. So when we're going to read the book of Esther, we should be constantly reminded of the things that the line of the tribe of Judah has already opened up for this history. Și deci atunci când o să citim cartea Esterei, trebuie să ne aducem aminte de lucrurile care leul tribului Iuda a deschis pentru această istorie. And put line upon line and compare scripture with scripture. Și a pus linie peste linie și comparând scriptură cu scriptură. Okay, another thing I want to show you before we go into the book of Esther. Și încă un alt lucru pe care aș vrea să vi-l arăt înainte ca să ne ducem la istoria Esterei. Is something that Jeff already briefly talked about. Este un lucru despre care fratele Jeff a vorbit în mod bref. A rezumat. Mulțumesc. Is that the Sunday law is progressive? Este că legea duminicală este progresivă. In the story of Esther we're going to find evil Haman. În istoria Esterei o să găsim pe Haman cel rău, răul Haman. Who wants the king to put forth a decree to destroy God's people? Care vrea ca regele să dea un decret ca să distrugă poporul lui Dumnezeu. And this is only one decree which is actually a death decree. Și acesta este doar un decret care este de fapt decretul de moarte. But by comparing this fact with the end of the world, we know that the Sunday law is at the beginning, not a death decree. Dar comparând acest lucru cu istoria cu legea duminicală. Can you repeat please? At the beginning it's the Sunday law is not a death decree. La început legea duminicală nu este un decret de moarte. We understand that America at 9/11 was prepared to give a Sunday law. They already had an evil heart to do that. Noi înțelegem că pe 11 septembrie Statele Unite erau gata să dea o lege duminicală. Deci inima lor rea era pregătită să facă acest lucru. Then before the Sunday law, we know that the image of the beast is to be set up. Și deci înainte legii duminicale, noi știm că chipul fiarei o să fie înălțat. How would you abbreviate image of the beast? Image of the beast. Yeah. All right. Go with me in your notes to page 187. Haideți cu mine în notițe la pagina 187. And we're going to read the quote on the bottom from SDA Bible Commentary, volume 7, page 976. Și o să citim citatul de jos, care este în the SDA Bible, Comentariul Biblic Adventist, volumul 7, pagina 976, în engleză, presupun. Yep, Aceasta este încercarea pe care poporul lui Dumnezeu trebuie să o aibă înainte ca ei să fie sigilați. Toți cei care dovedesc loialitatea lor față de Dumnezeu prin păzirea legii sale și refuzând să accepte un sabat fals, se vor alinia sub standardul Domnului Dumnezeu, care este Jehova, și vor primi sigiliul viului Dumnezeu. Aceia care sacrifică adevărul de origine cerească și acceptă sabatul duminicii
vor primi semnul fiarei. So it says it clearly that before the son in law the image of the beast will be the test for God's people. Deci aici spune clar că înaintea de lege duminicală chipul fiarei o să fie testul pentru poporul lui Dumnezeu. And at the Sunday law you either have the seal of God or the mark of the beast. Și la legea duminicală ori ai sigiliul lui Dumnezeu ori semnul fiarei. So in the time where church and state here comes together there will already be Sunday laws. Deci și în timpul în care biserica și statul se unesc împreună o să fie deja legi duminicale. And these Sunday laws lead up to the actual Sunday law of Bible prophecy. Și deci aceste legi duminicale conduc spre legea duminicală din profeția biblică. And you can read this for your own in the quote on page 188. Și deci puteți să citiți pentru voi înși vă citatul de la pagina 188. Here you can see that when you want to understand how the Sunday law comes to pass, you just go back into history and study how it already came to pass under Constantine. Și deci dacă vreți să știți cum o să ajungă legea duminicală, trebuie să vă duceți în istorie și să vedeți cum s-a întâmplat pe timpul lui Constantin. And she describes it as a progression. Și deci ea o descrie ca pe o progresie. And we will read the quote on the bottom of page 189. Și o să citim citatul de la pagina 189 de jos, ultimul citat. Yeah, you can read. Va veni timpul când legea lui Dumnezeu va fi anulată într-un sens special în țara noastră. Conducătorii națiunii noastre vor împuternici legea duminicală prin ordonanțe legislative și astfel poporul lui Dumnezeu va fi în mare pericol. Când națiunea noastră, în consiliile ei legislative, va impune legi care să lege conștiințiile oamenilor în legătură cu privilegiile lor religioase, împuternicind păzirea duminicii și aducând putere opresoare împotriva acelora care țin sabatul zilei a șaptea, legea lui Dumnezeu va fi în toate sensurile anulată în țara noastră. Atunci apostazia națională va fi urmată de ruina națională. So here we see that the actual Sunday law of prophecy is the one where you are. Deci, scuzați-mă, review în Herald 18 decembrie 1888. The actual Sunday law of Bible prophecy is the one where you are forced to keep the Sunday. Deci la legea duminicală o să fie timpul în care o să fim forțați să respectăm duminica. And you are persecuted for keeping the Sabbath. Și o să fim persecutați pentru că respectăm sabatul. Okay, and you will see in the next quotes that after that and the whole world will follow the example of the United States. Și vedem în următorul citat că după aceasta toată lumea o să urmărească exemplul Statelor Unite. And at a certain point there will be a universal Sunday law in the whole world. Și la un anumit punct o să fie o lege duminicală universală în toată lumea. Last Weimar, there will be a death decree. Și la ultima piatră de hotar o să fie un decret de moarte. So, when we study the book of Esther, we will see that Haman puts forth a death decree. Și deci când studiem cartea Esterei, vedem că Haman scoate un decret de moarte. But by comparing it with the other lines of prophecy and bringing them together, we know that this death decree is actually a progression. Comparing with what? With other lines of scripture or with other scriptures. Okay, dar prin comparând, can you repeat the phrase? Yeah, by comparing Haman's death decree with other histories in the Bible. Dar comparând decretul de moarte a lui Haman cu alte istorii din Biblie,
And especially with the things we found out about our history already. Și în mod special cu lucrurile care le-am descoperit deja în istoria noastră. We know that this decree goes through a progression. Noi știm că acest decret se duce acest decret este în progres. Yeah. Este progresiv. Developing. Da, este progresiv. Okay, how many of you have a good understanding of the book of Esther? Câți dintre dumneavoastră au o înțelegere bună despre cartea Esterei? Just when it comes to the history when we read the book of Esther. Doar vorbind despre istorie atunci când citim cartea Esterei. Okay, that's not very much, so. Înțelegere generală despre cartea Esterei. Da, o înțelegere generală despre cartea de Esterei. Who thinks that he could give a quick summary of the book of Esther and what it's talking about? Cine crede că ar putea să dea un mic rezumat despre cartea Esterei și despre ceea ce se vorbește? Just the history itself. I don't mean the prophetic application. Vorbim doar despre istoria ea însăși, nu de profeție, de aplicația profetică. Okay. So I think it's good that we get an overview what this book is talking about. Okay, deci cred că ar fi bine ca să ne reamintim despre ce vorbește această carte. La lecțiune. Studiul mașinii mestru. It was on the Sabbath school. Sabbath school. Oh yeah, I heard that. Yes, I looked at it briefly. Yes. Da, am auzit asta și m-am uitat în trecere peste. So you should at least have an idea of it. Și deci normal ar trebui măcar să aveți o idee despre asta. We have, but we have not the courage to present it. They are not have not the courage to present it. The idea. Okay. So they're familiar with the story. They're familiar. That's what they're saying. Okay, then we just going to pull out some things of the next quote. That's a rather long quote from Patriarchs and Prophets 600 to 602. Deci o să luăm doar vreo câteva pasaje din următorul citat care se găsește în Patriarhi și Profeți, pagina 600 până la 602. She says, and White says here in the first paragraph that God's people in this time they're going to face a terrible crisis. Deci sora White spune aici în primul paragraf că poporul lui Dumnezeu în acest timp o să facă față unei crize grozave. And in the next paragraph that Haman plotted to destroy all the Jews. Și în următorul paragraf că Haman a plănuit ca să distrugă pe toți iudeii. Ok. A complotat să nimicească pe toți iudeii. So we're going to read the next paragraph. So you can read the next paragraph. Ok. Until. Yeah. Îndus în eroare de declarațiile neadevărate a lui Haman, Xerxe a fost convins să dea un decret cu privire la exterminarea tuturor iudeilor risipiți în toate ținuturile împărăției Medo-Persane. Esterea, capitolul 3, versetul 8. A fost rânduită o zi anumită în care iudeii urmau să fie nimiciți, iar averile lor confiscate. Împăratul nu și-a dat seama de consecințele profunde care aveau să însoțească aducerea la îndeplinire a acestui decret. Însuși Satana, instigatorul ascuns al planului, încerca să-i șteargă de pe pământ pe aceia care păstrau cunoștința despre Dumnezeul cel adevărat. So it says here that Xerxes that came here was how does it say? He was misled by Haman to issue that death decree. Deci aici se spune că Xerxes a fost dus în eroare de Haman ca să aducă un decret de moarte. Now we're going to read ca să dea un decret. The paragraph that starts with but the plots should be that one. The second paragraph on page 192. Al doilea paragraf la pagina 192 o să-l citim.
Dar intrigile vrăjmașului au fost înfrânte de o putere care domnește peste fiii oamenilor. În providența lui Dumnezeu, Estera, o evreică temătoare de cel prea înalt, fusese făcută împărăteasă în împărăția medopersană. Mardoheu îi era rudă apropiată. În situația lor extremă s-au hotărât să apeleze la Xerxe în favoarea poporului lor. Estera urma să riște să intre înaintea lui ca mijlocitoare. Cine știe, a zis Mardoheu, dacă nu cumva pentru o vreme ca aceasta a ajuns la împărăție. So when we will look at the book of Esther, we have to look for the figures and apply them to our history, right? Și deci atunci când ne uităm la cartea Esterei, trebuie să ne uităm la figuri și să încercăm să le aplicăm la istoria noastră, nu-i așa? And these figures, for example, are here Esther and the king Ahasuerus. Deci unele din aceste figuri sunt de exemplu Estera și regele Ahasuerus. So let's think about it. Who is Esther? Și haideți să ne gândim, cine era Estera? Or what is Esther? Sau ce este Estera? The church, somebody said. She is a woman, right? Era femeia, nu e așa? Este o femeie, nu e așa? And a woman in Bible prophecy at the end of the world represents a church. Și o femeie în profeția biblică la sfârșitul lumii reprezintă o biserică. And we will see that she represents a pure church. Și noi o să vedem că ea de fapt reprezintă o biserică curată. And who does she turn to in the time of need? Or where does she seek for help? Și deci înspre cine se întoarce ea în timp de ajutor? She turns to the king, right? Ea se întoarce înspre rege, nu e așa? So, who are the people of God turning to in the search for help? Și deci înspre cine se întoarce poporul lui Dumnezeu pentru ajutor? To the King of Kings, to Jesus, right? Da, înspre regele regilor, adică Iisus, nu e așa? But we just read in two or three paragraphs before that the king was misled by Haman. Dar noi am citit doar cu vreo câteva paragrafe mai înainte că regele a fost condus în eroare de Haman. So can Christ be misled? Și deci poate Hristos să fie dus în eroare? No, but we have to learn how to correctly divide the word of truth. Nu, dar noi trebuie să știm cum să împărțim în mod corect cuvântul adevărului. And how to correctly apply figures, especially when it comes to Christ. Și cum să aplicăm figurile în mod special atunci când este vorba de Hristos. And we will talk about that more as we go on. Și o să vorbim mai mult despre aceasta pe parcurs. So now we're gonna read the last paragraph on the bottom of page 192. Și deci o să citim ultimul paragraf care începe la pagina 192. Yeah, you can read this, the whole paragraph. Okay. Evenimentele care au urmat într-o succesiune rapidă, apariția Esterei înaintea împăratului, favoarea deosebită arătată ei, ospețele împăratului și împărățeței împreună cu Haman, ca singurul invitat, somnul tulburat al împăratului, cinstirea publică arătată față de Mardoheu, precum și umilirea și căderea lui Haman, după descoperirea complotului nelegiuit, toate acestea sunt părți ale unei istorii cunoscute. Dumnezeu a lucrat minunat pentru poporul său pocăit, iar împăratul a dat un alt decret, prin care le se îngăduia să lupte pentru viața lor, și care a fost transmis cu grabă în toate părțile împărăției prin curieri, călare, care au plecat îndată în toată graba după porunca împăratului. Okay, she speaks about that these events followed in rapid succession. Și deci ea vorbește despre faptul că aceste evenimente au urmat într-o succesiune rapidă.
And what does Ellen White say about the last events in this world's history? Și ce ne spune sora White despre ultimele evenimente din această istorie, din istoria acestei lumi? They will be rapid ones. O să fie evenimente rapide. And she says all these are parts of a familiar story. Și ne spune că toate acestea sunt parte din toate acestea sunt părți ale unei istorii cunoscute. So why can she say that? Și deci de ce poate să spună ea acest lucru? Because all histories talk about the end of the world and therefore this is a familiar story. Și de fiindcă toate istoriile vorbesc despre sfârșitul lumii, deci aceasta la fel vorbește despre sfârșitul lumii. And I also want you to see that King Xerxes in spite of him giving the death decree. La fel am vrea să vedem că împăratul Xerxes, deși dând decretul de moarte, he also gives a counter decree. El la fel a dat un decret de contraatac într-un sens. That protects the people of God and allows them to defend themselves. Care protejează poporul lui Dumnezeu și le permite ca să se apere. This shows that God, that Christ is in control of everything. Aceasta ne arată că Dumnezeu, adică Hristos, este în control, îi controlează totul. He's the one who lets the Sunday law happen. El este acela care lasă ca legea duminicală să vină. But he's also the one who delivers his people. Dar el este la fel acela care apără, care eliberează poporul lui. And we see that at the end of that paragraph it leads to the fact that many of the people of the land became Jews. Și vedem că la sfârșitul acestui paragraf că mulți oameni din această țară au devenit iudei. So right here at the end of this crisis, and with a loud cry, many people become part of God's people. Deci aici la another loud cry. La marea strigare, mulți oameni o să facă parte din poporul lui Dumnezeu. All right. So, let's turn to the book of Esther. Deci haideți să deschidem la cartea Estera. What time is it? We're going to start reading it, and you can start with the first four verses. Deci o să începem să citim chapter 1. Yeah. O să citim primele versete, primele patru versete ale capitolului 1. Și s-a întâmplat în zilele lui Ahasveros, care împărățea din India până în Etiopia, peste 127 de provincii, că în acele zile când împăratul Ahasveros a așezut pe tronul împărăției sale, care era la palatul Susa, în al treilea an al domniei sale, el a făcut un ospăț pentru toți prinții lui și servitorii lui. Puterea Persiei și a Mediei, nobilii și prinții provinciilor fiind înaintea lui. Când el a arătat bogățiile împărăției sale glorioase și onoarea măreției sale, maiestăți multe zile, 180 de zile. Okay. So let's start, and since you now already have heard many things about our line. Și deci haideți să începem și de pe când voi deja ați auzit multe lucruri despre linia noastră. You can help in identifying in the identification of these symbols and putting it on our line. Voi puteți să ne ajutați ca să identificăm aceste simboluri și să le punem pe linia noastră. So, in what year
does this history start? Deci în ce an se începe această istorie? It's the third year, right? Este al treilea an, nu-i așa? So, do we have a number 3 marked at 9/11? Deci avem noi un numărul 3 marcat la pe 11 septembrie? What angel comes down at 9/11? Ce înger sosește pe 11 septembrie? The first and the second. Revelation 18. The fourth angel of Revelation 18. Al patrulea înger al Apocalipsei, capitolul 18. And what's he doing? Și ce face? Somebody says that he fortifies the third angel. Yeah, he gives power to the third angel. Da, el dă putere celui de-al treilea înger. Because the third angel has never been empowered. Came into history in 1844. Fiindcă al treilea înger nu a fost încă împuternicit, a ajuns în istorie în 1844. All right, and where does this take place? Ok, și deci unde se întâmplă acest lucru? What country? Ce țară? What is Medo-Persia? Ce este Medo-Persia? It's a two-horned power, right? Este o putere cu două coarne, nu-i așa? And where exactly? This takes place in... Și unde exact? Aceasta se întâmplă în? In Shushan. And în palatul, în Susan. And we went over that. So what does Shushan represent? Și noi am văzut asta și deci ce reprezintă Susan? Susa. The capital of the Medo-Persia. Yes, it's the capital. Who else in Bible prophecy is marked at Shushan? Ce altceva în profeție biblică este marcat ca Susa? Daniel and Daniel Nehemiah. Și Nehemia. And what are Daniel and Nehemiah doing when they are at Shushan? Și deci ce fac Daniel și Nehemia atunci când sunt la Susa? They have a vision. Daniel has a vision. Daniel are o viziune. That he doesn't understand. Care nu, pe care nu înțelege. And then he prays a prayer, right? Și după aia se roagă, nu-i așa? Same, face o rugăciune. It's the same prayer as Nehemiah's prayer. Este aceeași rugăciune ca și rugăciunea lui Nehemia. He's confessing the sins of his fathers. El mărturisește păcatele părinților lui. It's a symbol of returning to the old paths. Este un simbol de întoarcere la cărările cele vechi. And that's 9/11 where God calls us to return to the old paths. Aceasta este 11 septembrie unde Dumnezeu ne cheamă ca să ne întoarcem pe cărările cele vechi. This is where the latter rain begins to sprinkle. Aici este timpul în care ploaia târzie începe să picure. And we know that the latter rain is the refreshing and is the rest. Și noi știm că ploaia târzie este odihna și reînvigorare. And if you read Jeremiah 6:16, și dacă citiți Ieremia 6:16, it says that we find rest when we return to the old paths. Ne spune că o să găsim odihnă atunci când ne întoarcem la cărările cele vechi. But many will not walk therein. Dar mulți nu o să dorească să intre pe această cărare. So the old paths is a test where two classes are developed. Și deci cărările cele vechi este un test unde două clase sunt dezvoltate. One class confesses their sins and returns to the old paths. O clasă își mărturisește păcatele și se întoarce spre cărările cele vechi. And the other class refuses to do that. Și cealaltă clasă refuză să facă acest lucru. So it's Susa. S-U-S-A. What? And Susa means lily. It's the flower. Deci Susa înseamnă crin. And what does this flower look like? Does anyone know? Și știe cineva cum arată această floare?
Ca o trâmbiță, like a trumpet. Ca o trâmbiță. Its shape, its form is like a trumpet. Forma ei este ca o trâmbiță. So do we have a trumpet message here at 9:11? Do we have a trumpet message? Ah, și avem noi aici un mesaj de trompetă la pe 11 septembrie. Un mesaj de trâmbiță la 11 septembrie. It's the roar of the seventh trumpet. Da, este vaiul cel de-al șaptea trâmbiță. Yeah, it's where we have to give the trumpet a certain sound. Și deci este momentul în care noi trebuie să-i dăm trâmbiței un anumit sunet. All right, so let's see what the king is doing here. He's making a feast. Deci haideți să vedem ce face regele aici. El face un ospăț. So, can you write feast? Right down here. Okay. What's our feast at 9/11? Care este ospățul nostru pe 11 septembrie? The little book. Yeah, but why is that a feast? Ok, dar de ce este asta un ospăț? Because it shows us the discover God. It discovers God to us. Okay, but why is that a feast? What eating? At what feast do we eat? Okay, a biblical feast. La ce ospăț biblic mâncăm? Care este ospățul biblic în care noi mâncăm? La care noi mâncăm? At what feast did the Jews had to eat? La care ospăț iudeii trebuiau să mănânce? It's the Passover feast where we have to eat the flesh and drink the blood of Christ. Deci este Paștele unde trebuia să mâncăm carnea și să bem sângele lui Hristos. The Passover lamb was a type of Christ. Deci mielul de Paște era un tip al lui Hristos. And Christ is the word, it's the little book. Și Hristos este cuvântul, este cărticica cea mică, cărticica. So, how long does this feast last? Ok, și deci cât timp acest ospăț durează? 6 zile. Is that? Zile. Zile. As, e, ok. No, that's all right. So, how many months is that? Câte luni este asta? 6. All right. Do we have other lines where we have 6 months marked? Deci mai avem alte linii în care avem marcate 6 luni? Elizabeth. Right, the line of Elizabeth. Okay, the what? The line of Elizabeth. Okay, da, linia lui Elizabetei. In Luke 1. În Luca capitolul 1. And where does this take us to the 6 months? Ok, și unde suntem conduși după 6 luni? Midnight cry. Right, to the midnight cry. Exact, la strigătul de la miezul nopții. But these 6 months were divided into what? Deci aceste 6 luni au fost împărțite în ce? 5 plus 1. Somebody said. In 5 months and 1 month. Da, deci în 5 plus 1 lună. Deci 5 luni plus o lună. What happened during the 5 months in Elizabeth's time? Ce s-a întâmplat în timpul celor 5 luni pe timpul Elizabetei? She hid herself. Yeah, she was hidden. Da, era ascunsă. S-a ascuns. Oh, you want to write that down? Here. Ascuns. All right. So, let's go on. We're going to read verses 5. Yeah, just read verse 5. Ok, o să citim versetul 5. Și când s-au sfârșit aceste zile, împăratul a făcut un ospăț pentru toți oamenii prezenți la palatul Susa. Deopotrivă, pentru mari și mici, 7 zile în curtea grădinii palatului împăratului. All right, so what happens after these 180 days? Ok, și deci ce se întâmplă după aceste 180 de zile?
Are un alt ospăț, spune cineva. There's another feast for how long? Da, este un alt ospăț. Pentru cât timp? For 7 days. All right. Is there another feast then at the midnight cry? Da, este un alt ospăț la strigătul de miezul nopții. Strigătul. You know already the structure, right? Is there another group that's having a feast? Ok, deci dumneavoastră cunoașteți deja această structură. Aici este un alt grup care are un ospăț. The Levites. Right. Exact. And what was the first group? Și care era primul grup? Preoți. Okay, where does this feast take place? Okay. What does it say in verse 5? Unde are loc acest ospăț? Ne spune aceasta în versetul 5. In the palace, at Susa, Susan. Yeah, but more specifically, what does it say in verse 5? Somebody says in the court. Yes, just write the court. Write it down here. And then here? Yeah. Curte. Da, exact, în curte a avut ospăț. And the first feast is the one that took place in the palace. Și primul ospăț a avut loc în palat. Yeah, palat. Da, yeah, palat. P A L A T. So, when we where in the scriptures do we find the priests and the Levites? Okay, unde găsim noi în scriptură preoții și leviții? How do we divide them into these two sections? Cum le îi împărțim noi în aceste două secțiuni? Based upon what scripture? Bazat pe ce scriptură, pe ce verset? According to Ezra 7:9, this is the first day of the first month. Potrivit Ezra capitolul 7:9, aceasta este prima zi a primei luni. And we compared it to 2 Chronicles 29. Și am comparat-o cu 2 Cronici 29. And then verses 15 through 17, it talks about the first day of the first month. Și deci în versetul 15 până la 17 se vorbește despre prima zi a primei luni. And it talks about that during 8 days the part of the sanctuary that is allotted to the priest is cleansed, or that belongs to the priests. Deci și ne spune că timp de 8 zile partea care este pentru preoți, sanctuarul care este partea care este pentru preoți este curățită și aceasta durează 8 zile. And for another 8 days the court, the only place where the Levites are allowed, is cleansed. Și deci încă pentru 8 alte zile curtea, locul în care leviții slujeau, a fost curățit. And this takes us to the 16th day, which is the Sunday law. Și aceasta ne duce la a 16-a zi, care este legea duminicală. Iha. LD. A LD. So, let's go on in verse 7 and 6. 6 and 7? 7 and 8. Deci o să citim versetul 7 și 8. Și le dădeau de băut în vase de aur, vasele fiind diferite unele de altele. Și vin împărătesc din abundență conform stării împăratului. Și băutul era conform legii, nimeni nu obliga, fiindcă împăratul rânduise tuturor ofițerilor casei sale să facă conform cu plăcerea fiecărui. So, what's taking place here? Ok, deci ce are loc aici?
They're filling royal wine in golden vessels. Ei umplă vin împărătesc în vase de aur. And these golden vessels are diverse from each other. Și aceste vase de aur sunt diferite unele de altele. Where do we find golden vessels that are diverse from one another? Unde găsim noi vase de aur care sunt diferite unele de altele? In the temple. In the sanctuary, right? Da, în sanctuar, nu-i așa? It's right here. We're talking about the sanctuary. Este exact aici, am vorbit despre sanctuar. But what is the temple pointing forward to? Dar înspre ce ne îndreaptă templul? It's us. Înspre noi. So are we or do we have to be filled with royal wine? Trebuie noi să fim umpluți de vin împărătesc? Which is pure doctrine, which is the word of God. Care este doctrină curată, adică cuvântul lui Dumnezeu? We are the vessels, right, that have to be filled. Noi suntem vasele care trebuie să fim umplute. So the theme that's illustrated here is the combination between humanity and divinity. The what? The combination of humanity. Dar ce, deci ce este demonstrat aici este combinația între uman și divin. Which is the everlasting gospel, it's a temple cleansing. Care este Evanghelia veșnică, care este la fel curățirea templului. And it says here right in the verse that this drinking was according to the law. Și ne spune la fel că această băutul era conform legii. And none did compel. Și nimeni nu obliga. What does it mean that no one was compelled to do it? Și ce înseamnă faptul că nimeni nu era obligat să bea? Freedom? Yeah. Freedom of choice, right? Libertate de alegere, da? These are characteristics of Christ. Acestea sunt caracteristici ale lui Hristos. So it's actually Christ that's doing that feast for his servants. Deci este de fapt Hristos care face acest ospăț pentru servitorii lui. So let's read verse 9. Deci haideți să citim versetul 9. De asemenea, împărăteasa Vaști a dat un ospăț pentru femeile din casa împărătească a împăratului Ahasverus. În ziua a șaptea, când inima împăratului era veselă cu vin, el a poruncit lui Mehuman, lui Bizda, lui Harbona, lui Bigda și lui Abagda, lui Zetar și lui Carcas, celor șapte fameni care serveau în prezența împăratului Ahasverus. Right. So what happens parallel to this feast? Deci ce se întâmplă în paralel cu acest ospăț? Vashti is doing another seven-day feast, right? Vashti face un alt ospăț care durează 7 zile, nu-i așa? So what is that? Ok, și de ce este asta? Doubling. It's a doubling right here at the midnight cry with two feasts. Da, este o dublare care la strigătul de la miezul nopții cu două ospățuri. It's like, you know, Jeff talking about the Exeter camp meeting at the midnight cry. Deci da, este vă aduceți aminte când fratele Jeff a vorbit despre tabăra de la Exeter la strigătul de la miezul nopții? And there were two tents. Two tents. Și erau două corturi. Right. It's going on right here. There are two feasts going on. Da, și exact ca și aici sunt două spățuri care au loc. And so let's now read verse 11 and 12. Haideți să citim versetul 11 și 12. Să o aducă pe împărăteasa Vaști înaintea împăratului cu coroana împărătească pentru a arăta oamenilor și prinților frumusețea ei, fiindcă ea era plăcută la vedere. Dar împărăteasa Vaștii a refuzat să vină la porunca împăratului dată prin fameni. De aceea împăratul s-a înfuriat foarte mult și mânia lui ardea în el. All right, so what happens
on the seventh day, or what? First, what is the seventh day? What is it pointing to? Ok, în primul rând, ce este a șaptea zi? Înspre ce ne îndreaptă a șaptea zi? Sabbath. Yeah, it's the Sabbath, right? It's the Sabbath Sunday crisis. Da, este criza sabat duminică. And what is the king, what is Christ doing here? Deci ce face aici regele? He's calling his wife, his church. El cheamă pe femeia lui, biserica lui. But what is the church doing? Dar ce face biserica? It's disobedient. Ea nu este ascultătoare. It rejects the call. Ea respinge chemarea. So right here, disobedient church. Și de ce o să scriem biserică neascultătoare? Do we have a disobedient church at the Sunday law? Avem o biserică neascultătoare la legea duminicală? Right, it's the church that Christ passes by because it now receives it received the strong delusion. Da, este biserica peste care Dumnezeu trece, fiindcă acum primește marea amăgire. Yeah, and it identifies his church, the ones in his church that receive the mark of the beast. Și identifică pe acei din biserica sa care primesc semnul fiare. And in this sense, this church here is an unrighteous church. Într-un sens, această biserică aici este o biserică neascultătoare. But when you look in Ellen White's writings, you will see that Vashti literally and morally she acted righteously. Dar când ne uităm în scrierile Sorei White, vedem că Vashti literal și moral a acționat drept. And Ahasuerus, he acted unrighteously. Și Ahasuerus a acționat în mod nedrept. And in our next presentation we want to talk about how we can still uphold this figure. Și deci în următoarea noastră prezentare o să vorbim despre faptul cum noi putem încă să aplicăm această figură. That Ahasuerus represents Christ and is therefore and Christ is righteous. Cum Ahasuerus reprezintă pe Hristos și Hristos este drept. And how Vashti can represent an unrighteous church. Și cum Vashti poate să reprezinte o biserică nedreaptă? So, let's pray. Deci, haideți să ne rugăm. Heavenly Father, we thank you for this hour where we could study your word. Tatăl nostru ceresc, îți mulțumim pentru această oră în care am putut să studiem cuvântul tău. And that you are about to open up the whole Bible to us. Și fie ca toată Biblia să ne fie deschisă. So that we don't need to be in darkness. Pentru ca noi să nu fim în întuneric. But that we can be the children of the light. Dar ca să fim copiii luminii. And that we can discern the signs of the last times. Și ca să vedem clar semnele ultimului timp. Thank you for preparing us for the last events. Îți mulțumim pentru că ne prepar pentru ultimele evenimente. And please continue to teach us and form us into your image. Și te rog să continui și să ne înveți în imaginea ta. We ask and pray in Jesus' name. Te rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amen. Amen.